Așa, băieți, bine v-am găsit la un nou episod. Suntem cu Bărcuța și cu domnul Shouty, dacă îl mai știți. Cine e? Vechi, cine e ăla? Nu știu, n-am mai postat de 2 săptămâni. Nu m-am lăsat de YouTube. Am fost plecat în Timișoara și n-am avut calculator. Da, am făcut improvement, am adus rachetele, așa le numesc eu. 2 perechi de gigabytes RAM. Gigabytes RAM se numește Shouty. Gigabytes RAM. Și... Dacă vine. Îmi placă video, pe drag. Și dacă vreți să continuăm seria, lăsați acolo pe butonul ăla de like. Minim câte like-uri? De la 100 în sus? 200, bun, minim 200 de like-uri, zici Shouty, așa că dați pe butonul ăla de like. Suntem pe un mod nou, l-ați văzut pe live cum are, bă. Și o să aveți serverul în descriere. O să puteți să intrați pe server oricând. Când vedeți pe unul mister, nu știu cum, Boabă sau cum îl cheamă pe admin, spuneți-i să facă serverul să nu mai zboare fundațiile. Păi uitați-vă că poți să fii fundații, însă nu contează. Așa că hai să începem, suntem pe Extinction Core mod. Știți voi modul? Modul cu oamenii care vin și dau tine cu bola și chestii de genul și cu soluție și cu Dodorexii și cu multe animale modate și boss de bătut. O să ne facem o bază, hai vin la picioare. O să ne facem o bază aici, în Triple Waterfall Cave. În caz de... Poate morim. Bine, poate morim acum. Faza e că serverul e deschis de... Câte zile, Shouty? 4 zile? 3? Ceva de genul. Că are puține zile. Are 33 de zile, cred că, nu? Nu văd numele meu. E tânăr. E tânăr serverul încă. Deci... O să aveți serverul să puteți să intrați toți așa. Numai să nu ocupăm tot serverul să-ți dea crezi o chestie de genul care numai 10 sloturi. Bun, asta să fie spotul de bază. Aici să ne facem bază. În cave-ul ăsta. Și am văzut Shouty un forge faină, 2500 metal neprăjit. Asta merge invers serverul, deci nu prea contează. E gol, vea? E gol deocamdată. Nu știu care e levelul maxim sau chestii de genul. Da, o să aflăm noi. A, da, și am mutat să le prezint pe parasaurul ăsta. Asta m-a ajutat la început. Cel mai bun animal. Avem narcoberii și chestii din el. Așa că o să ne punem acum să facem aici o bază. Și o să revenim după ce terminăm bază și astea. Am făcut fundațiile și uite acum merge să facă un tera și el, că el n-are. I-am făcut eu unul, dar nu vreau să-l facă. Nu vreau să meargă cu el. Nu, bă, lasă-l alea. I-am zis că, bă, și-o tăia, că-ți dau eu tera ăsta, că-i faină, că nu știu ce, nu m-a vrut. La level 23. Dar nu contează, eu am zis că-i dau. Mie nu-mi trebuie. Nu, dar să știi că e or. Fă-mi și mie un spyglass. Nu. Nu? Bine. Ai speed-uri. Acum, stai că trebuie să sparg astea, că nu pot să fac baza. Și astăzi o să vreau să facem iară un tribe member de ăla. O să ne batem cu el, dar nu prea contează, că avem mult HP, mai aia contează. Hai să văd cum facem. Uite așa. Metal am luat, am găsit într-un drop fundații și de-astea. Și de acolo am făcut rost de ele. Bă, dar nu pot să pun astea sus, mă. Așa. Elem. Stai că nu pot, nu vezi că fac bază. Nu mai am stăm fundații, două. Par fundații atunci. Pe sparge, liniștit. Nu. Uite așa. Și întreabă niște rampe acum. Ia. Uite. Aici și perfect. Ce? Wow, avem spyglass, aia da. Bun, de să fac un crafting station și un smithy, ai zis? Nu. Smithy. Bă, și forge-ul. Uite, puteam face forge-uri de-astea medieval, dar nu știu dacă sunt mai bune. Facem de la 2500 metan. Dar pe fac de toate, fiecare l-am făcut. Xenokeeper, ce Xenokeeper? Deci, ăsta e primul forge. Ăsta e al doilea, e ceva diferență? Și ăsta e al treilea forge. Ai niște metal neprăjit? Da, am găsit mai ales. Nu, ia că-s curios, cum faci? Bă, dar chiar am crezut că pot să pun. N-ai metal neprăjit? De ce mantis să nu dă polimer? Bă, cum fac rău de metal neprăjit? Dă că dau într-o piatră până dă. Nu s-o dat polimer mantisul? Bă, mi-a dat fi bine. Adică nu-i harvestul... Severul X10, să știți, băiți. Nu-i harvestul ăla... Știi că de ei de toate.
Cred că făcea lag la server. Mă, dar nu-mi dă metal, mă. Ia. Să fie chestimentul. Nu-mi dă metal. Nu faci jos de undeva de metal. Să se... Pietre, metal. Bă, da, și ce cred că există? Cred că există chestia aia. Uite, m-a dat N, dacă țin N apăsat. Nu, și cum se numește? Pickup gun, nu? Sau? Demogun. Demogun, da. Nu există, sau? Demo Pick Gun. N-am idee cum se numește chestia aia. Aici, un demogun pickup, dar știu că dacă apăsai N, îl dătea. Nu, mă, clar nu. Aia, aia, la multitool. Multitool? Acum e doar o armă pentru toate. E. Da, am uitat. Și? Asta cum îl folosesc? Clic dreapta? Cum folosesc asta? Asta nu știu, mai scrie pe. Bă, să văd dacă știu cum să folosesc asta. R. Cred că trebuie să am pistolul în mână și să apăs R. E, gata, am găsit cum. Remote, turret, glass, model, structure. Aha, gata, bun, gata, le-am luat. Hai să vedem, dăm un test la forjuri rapid, să vedem cât de bine merg forjurile. Dacă e ceva diferenț, ia, pun două bucăți de metal, să faci destul de greuț. Aici pun la fel două bucăți de metal. Mamă, și uite ce cum fac forjurile astea. Ia, și ăsta face la fel. Unde e metalul? Uite. Metal și niște ud. Da, deci astea două fac la fel. Deci nu e diferență între forjuri. Nu facem, nu să facem în ăsta. Asta e slab. Deci astea două sunt bune. Ia cât de rapid face metalul în el. Face rapid. Păi punem patru de astea. Și ce forge ai văzut tu? Ăla ce ai zis că e... Ăla de la level cu industria. Forge? Hip forge ăla? Da. Asta-l facem, nu? Keep forge-ul facem, nu facem industrialul. Industrialul mi-și de, nici nu pot să-l deblochez. Adică nu pot eu. Deci ne trebuie cement, metal, obsidian, oil și stone. O să facem noi. No, bun, mă pun acum să fac niște chestii pe aici pe la bază și o să revenim când mergem să dăm team la un Argent Evis și după mergem să farmăm chestii pe forge. A revenit și... Am dus afară din bază, am făcut niște chestii și acum am zis că dacă tot am ieșit din bază și așa, să fac un Argent Evis, dar n-am găsit Argent Evis, am găsit Ankylo. Ca să facem mai ușor metal, ce? Tot aia e dat și am bizboare. O să facem Ankylo și o să facem și un 2D cu Rus. Cred că e pasiv tame și la 2D cu Rus. Și după ce facem astea, trebuie să-i fac un pick-up. Pick-up, ma, întrebă niște flint și teci. Bun, să-i dau mai o dată la ăsta. Și după ce facem Ankylo-ul, o să mergem să facem una ăsta, Argent Evis, neapărat. O să ne trebuiască. Și după ce facem ăla, o să mergem după... Nu, o să farmăm chestiile necesare. Niște semente, niște de-astea. O să facem forge-ul. Avem de făcut un forge. Stai să fac pic. Avem de făcut forge-ul, să vedem cât de OP e. Poate nu face nimic rapid metalul, că dau vina pe shouty. Că am consumat chestii degeaba. Astăzi aș vrea să fac și niște turete, să pun acolo pe la bază să, și să aștept asta și damage-ul, să văd cât damage dau turetele. Sper să dea mult, că dacă nu, cred că ne-am dus dracului. Cred că mâine episodul de mâine o să fie la fel, ca astăzi. No. Așa că mă pun să fac ăsta în kilo acum, îi dau pick-up și revenim când găsesc un Argent Evis. O veni și 7, o veni cu un grifon de 79, dar nu contează. Stai să mă urc. Am văzut pentru viteză, mă. Și pteranodonul? Aia pe tine, pe mă. Nu te dai să căutăm. A, uite pteranodonul. Mă, cât e mai tot pteran? Ce pteran, mă, că le să aibă tot? Nu, îmi dă pteran de pe umăr. A, da? Nu-mi dat anchilul meu, oare? Nu știu. Că dat anchilul meu. Unde mergem? Să căutăm Argent Evis, pe munți, prin dreapta. Mamă, ce legea asta. Ce? Ce lent e asta? Păi, zic că mai rapid, cred că e tranodonul decât asta. N-a făcut level, face greu level ăsta. Da. Ăla e de ridiculous? Nu. S-a băgat jocul. Văd. Văd că după cum mă duc, cum mă mișc. Ia, pe aici ceva, nimic. Ia, țin tot, Alex.
Da, dar vă găsit și-au tăi tot, Rex, dar păi ce-ți treabă ca să-l temuiești? Carne. Păi și cum îi dai somn? Are 9000 pe cred că l-o mor cu paicul. Trebuie să-l omorâm? Nu, uite, dai, ia-o ce am găsit tot, Rex. Unde? Uite-l pe ăsta. Eu nu-l văd, e sub noi cumva? Asta e în față, pe piatră. Ah, what the fuck? Uite ce micuți. Dar cum îl facem? Îl adăm. Da, dracu, lasă că-l facem altă dată. Nu pare rău. Uite, Argentavis, mă. E vărmic. Da? S-a supărat ăla, Dodorexiu. Ia uite, ăsta nu te caută ăsta aici. Bă, nu știu că ăsta-i de... ăsta-i de vacanță. No, da, găsim un Argentavis. Uite ce greu omoară mamut. Aiei. Dar cred că din cauza că n-are puncte, că ai văzut că dacă îi dai tame, are o grămadă de damage, chestii de genul. Da, și grifonul ăsta are... Bine mă, dar grifonul ăsta, forever, ăsta-i 79 în el acum. Dar dacă îl faci de level 200, sau dacă prinzi unul de 200. Bă, dar nu este Argentavis pe arta asta, numai unul era. Hai că revenim când găsim un Argentavis, că durează mult, aparent. Am găsit și Argentavis 2. Nu știu dacă facem 2, facem cred că ăsta de 196. Ăla-i mail? Da, ăsta sunt de aia, oameni de aia pe jos. Da, dar nu contează, dă-mă sus, că nu-i bine unde stăm. Dă-mă sus, mai în stânga? Pe piatră, aici, pe piatră, perfect. Trebuie să fac cușca rapid. Trebuie să aduc pe unul. Bă, pune Tsankilo-ul pe pasiv, mă. Tera-ul, să nu-i dea un hit. E pe pasiv. I-am dat și eu la Tsankilo pe pasiv. Una, două, trei. Bă, normal n-ar trebui să iasă după calculele mele. Trebuie să-l aduc. Dă-te în spate. Care e ăla de 100? 96. E ăla de mai departe. Ăla care zboară în dreapta? Da. Păi și ce facem? 182? Păi și? Hai că-l aduc ea. Ia. A, se bate cu ăștia. Cu tribe memberii? Nu, ai dat până în cap. No, păi atunci nu mai avem șanse să-l luăm. Mană, că nu e pe mine. L-ai luat tu? Da. Bă, dar dacă n-aș... n-aș muri de foame, bine ar fi. Hai că mă omoră ea, răsulițele. Te-o uitat? Te-o cam uitat. Nu, te agresiv sunt aia. E, nu-i artă. Uite, zici tu până unde dă. Stai așa. Pleacă, fugi. De viteză pe aici. Gata. Bă, asta doarme, mă! Nu dă te aia. What the fuck? Mai un hit-i, du-mă la el! A adormit, cred că. Du-mă la el! du-mă la el, rapid, că doarme. Dar nu-i bine unde doarme, nu-i bine, nu? Da, cu sulița. E bine aici? E bine, ce? Nu-i bine. Că să ia cu sulițele, nu să ia cu sulițele pe aici. Nu mai sunt, au căzut jos. Stai, uite-te la el. Gata. Ai omorât? Da. Aolo, dă-te că vine absolutie. Da, dracu. Dă-te jos. Bă, fugi! Nu mai avem, hai că-l facem pe la 210. Nu duce, bă, ce groaznic e mă cu aia cu sulițele. Dar unde e la 280? Asta-i, lasă-mă, că mă ocup eu. M-am dat pe lângă. Bă, da, să mor eu. Gata. Bă, da, tu știi că eu dacă îi mai dau una în cap, îl adorm. Ce știu asta trebuie să faci? Da, nu. De ce adormi așa rapid? Mă, sirețile bun. Ce să fie bun, e că-s trancuri normale. Bine, adică, într-adevăr, nu-s trancuri normale, sunt trancuri făcute de narcoberi, nu din narcotici. Bă, dar m-a uitat, mă. Te-a uitat. Cap. Nu s-a pus capul.
Bă, eu-s blocat în el, bă. Băga mea. Shouty, cred că mor. Shouty, mor! Mor, că mai am... Mai am 100 HP. Și moare și Ankylo. N-am cu ce! A murit! L-a omorât Ankylo! Aaaa, graznic! Un Argin nu puteți face. Ce? Un Argin nu putem să facem. Să știi! S-a supărat Ankylo ăsta. Dar e pe pasiv. De ce dracu o dat? Trebuie o leacă mai mult loc când vreau să ies. No, stați băieți, când vrem să căutăm altul, numai că îmi pun un pat și mă omor, că nu mai pot aici să trăiesc așa. Așa am ajuns, până la urmă, am ajuns la dragoni, dar n-am găsit până acum, băieți, n-am găsit un Argentavis de level mare și când am găsit pe aia doi, a zis că i-am omorât și... am mai găsit altul care era pe moarte, nu? Parcă așa era unul low. Eu nu mă bag aici să iau o del dracu de nest, mă duc în celălalt, că poate pare mai sigur. Nestul ăsta la... Ale, are Argentavis cumva? Nu. Aici sunt scorpioni. Mai ar fi bună niște chitine, dar nu prea contează. Dă să vedem. Nestul ăsta. Sper să n-aibă dragoni. Are un dragon acolo. Mamă, până nu mai văd nimica. Am uitat că se vedea așa urât în nest. Level 63. Ou. Unde mai sunt nesturi? Aici ceva? Nimic? Știu că aici în față era unul, dar nu știu dacă se spawna nestul. Ai găsit ceva? Nu. Da, nici aici nu-i spawnat. Eu am găsit numai unul de 63, dar nu-l iau. Cum să iei de 63? Aici nimic. Aici. Uite asta, noi. Nu e nest, acolo e un wyvern, dar nu cred că e nest. Dar nu sunt nesturi. Dacă mergem pe aici mai pe sus, poate pe aici găsesc. Mamă, gama 4, că nu mai văd acum nimic. Dar te-ai uitat bine la nesturi? Păi nu caut. Caut alții. Ah. N-am cum să fac ăsta. Pe mine mor la dragoni. Mor la dragoni, la vânătoare. Și nu găsesc un nest. Dar nu-s nesturi, nu că nu găsesc, nu us. Mamă, m-a dat un armă de foc. Ce dragon să iau dacă nu-s nesturi? E numai un dragon. Dacă îi scop pătăți, îi duc aici, adică pătăți, pă, așa și mă urmăresc. Și mi-ai dau o tură, dar sigur că m-am uitat peste tot. Da, să dau un sisprin, poate scap acum de ei. Dar ne-ai găsit Argentavis. Ia drop-ul ăla. De ceva. Aia m-au lăsat, nu cred că mi-e vine pe mine, nu? Nu, perfect, nu, dar să mai dăm o tură de... Da, să mai dăm o tură de ăsta. Stai, vreau să văd ceva, că Shouty a zis că a omorât un Mantis de ăsta și nu i-a dat polimer. Mie m-a dat polimer, 300 polimer m-a dat. Heck. Ia. Și ăsta la alt 400, pe mine am făcut 1000 polimer. Găsesc Limantria. Ce? Eu găsesc Limantria. Da? De level 230? Nu. No. Nu era ceva să găsesc de 230. Mantis ia mult HP. Bun, dă să mai încercăm o dată. Ne mai încercăm norocul. Dar mă uit de sus. Deci acolo nu sunt nesturi. M-a văzut dragonul, hai mă. Da, dar nu sunt, nu? Că eu mă uit bine. Mamă, m-a venit unul cu fulger. Nu, deci uite aici iară nu-i. Acolo nu-i. Aici în stânga nu-i. Da, nu sunt nesturi. Bine. Poate mai trebuie să așteptăm să se spawneze. Avem, deci numai ăla de 60. Nu? Dacă mă duc o dată, să fiu sigur. Dar sunt convins că numai... Uite, aici e gol. Aici cred că nu-i nimic iar. Da, nu-i nimic. Aici iar nu cred că e nimic, dar e gol. În dreapta, pe aici, nimic.
Pe aici nimic. Uite, Nestu cu level 63. Băgați-ai pula, măt. Și? Nu mai are rost. Nu, mergem să căutăm Argent Davis și revenim când găsim unul. Doamne, ajută să facem și noi un Argent Davis astăzi. Deci am găsit Shouty un Argent Davis, dar nu știu. Ia, avem Argent Davis lângă bază, mă. Da, 35, lasă-l acolo. Am găsit și Shouty un Argent Davis de 130, cred că mic, dar n-avem ce să facem. Dacă nu m-a suspendat, a suspendat. Mergem acum, vă arăt cum farmăm noi metal, că am găsit o metodă de farma metal ușor, fără să ne chinim și așa. Să luăm niște metal, o să facem forge-ul ăla bun, care e mai bun decât astea două, sper, așa spunem noi că e mai bun, dar nu știm încă. De să pun astea aici și să fac anchi. Bine că am avut fiber. Ce ai văzut? Fiber. Și ce n-avem? Nu cred că avem fiber, dar trebuie să fac de la de fiber. Sickle, nu? Sickle se numea. Da, sickle. Da, de să merg acolo, facem doar pe niște fiber. Astea pot să le pun aici când prea mi-l trebuie. Merim acum. Luăm fiber-ul, facem anchilul ăsta de lucru și o să vă arăt să vedeți metodă faină de farmat cu anchilul, că m-am gândit numai acum. Deci mă duc aici la bușuri. Un buș pe aici. Bă, nu sunt bușuri pe aici, mă. Uite aici. Numai stai să omor pe ăștia doi. Ăla e mort și ăsta mort, bun. De rapid să fac niște fiber. După ce facem fiber-ul, facem saddle-ul. Luăm alea. O să trească să facem neapărat baza. Baza neapărat cu niște turete, neapărat. Că v-am spus că eu vă dau server-ul. Cum să aveți server-ul în descriere. Și cum aveți server-ul în descriere, poate o să vină oamenii să mă vedeți așa. Mai ales că știu că intră mult și așa. Când, ultima dată când am făcut live, au intrat 16 pe un server. Așa că desfacem acum rapid astea. Uite așa, Anki. Și acum vă arăt metoda de farmat. Faze, și ce n-avem Shouty la bază? Hai, nu prea avem. Da, nu, ai tu un grifon? Sau cred că am eu în ăsta. Cred că am eu în Terra mult, sau? N-am? Nu, băi, eu am cu tot Terra. Nu, nu că am, nu, n-am, hai. Ia tu și adu mai mult, hai la bază. Păi l-am luat eu din Terra, de-aia noi. Ce? L-am luat eu din Terra, pe tot de-aia noi. Ah, e bun. Uite, grifon. Ce level e? Zic că e level mare, 119, o... Dar nu știu, nu l-aș face, e level mic, 119. Nu știu, acum vă arăt cum să farmăm, cum adică cum o să farmăm un metal pe serverul ăsta fără Argent Davis. Că doar nu-i degeaba. Vedeți, avem pick-up-ul ăla, aruncăm. Da? Punem saddle-ul pe el, îi pun un punct în damage și dau. Mamă, 1000 metal îmi dă. Dar asta nici nu prea... Adică... Nici nu cred că trebuie să-i dau pick-up sau tică, văd că nu-i crește weight-ul, îi crește greu. Păi îi pun niște puncte în weight și nu mai am treabă, știi? E lejer de farmat cu ăsta, ia. Îi pun un punct în weight, are 1600, că damage are deja 5000, nu prea contează damage-ul. Nu cred că îi dă mai mult. Adică bine, damage-ul contează dacă vine unul la bază când îi dă o coadă. Îl nenorocește. No, bun, mă pun să farmez și revenim când facem forge-ul. Așa am revenit, o făcut Shouty pe Machu Picchu ăsta. E cel mai amărât, cred că. Dar nu contează, eu am farmat aici metalul și am mai farmat cristal și stone și astea le-am pus aici. Și acum o să facem ce am vrut de la început, forge-ul, care se face în... am făcut table-ul. În ăsta. Pune sementul și alea. Bă, n-avem oil, mă! Hai să mergem după oil. Mergem după oil, revenim. Ai, graznic. Bun, am revenit, băieți, și mergem acum la bază. Am pus aici la mese. Bă, ce-ai făcut? Ți-a să iau și asta de la caster, că bă, că s-o spawnat iară. Niște sement gratis, nu strică niciodată. Mă, zis un domn pe nume Shouty. Asta de ce fiber? Da. Cât ce puțin sement, 400 sement m-a dat. Dar de la mare, știi? Nu de la mic, de la mic îți mă minte când dă și 500 și ăsta mare dă 400. Bine, dar am la lemn 2900 de lemn. Ce? Dar vezi că dai celălalt acces, că ai două. Sau așa.
Bun. Nasă. Ia, ce ai făcut aici? Ai de capul meu. Ce ai făcut aici? Mai prins să craftăm. Dar ce-s astea? Nu știu. Dar mi-am avut un el. Astea-s alea, uneltele alea, îți nebunie? Da, cred, așa spune. Așa spune? Nu pune oil-ul ăla aici. Pe forță. Hai, să vedem. Păi cred că te tine ăsta, mă. Gata, l-am craftat. Da? Da. Nu mai avem cementing pe nu, stai așa. Nu, încă 500 cementing era și mai am dus și eu. Mamă, cât de mare. Pune-l aici. Da, să vedem. E mare, rău de tot. E mai mare decât locația asta. Da. Bă, e mic, mă, 100.000, te-ți bat joc. Să-ți e dracu, că cred că e cât o furnică. Mamă, cât de mare. Bă, dar asta cred că merge pe gazolină, mă. Nu, că merge, uite, merge pe spar powder. Pe lemn nu mere. Pe spar powder merge. N-avem mortar. Stai că poate există mortar, dar mai mult. Ia, vezi, dă că fac mai atunci un mortar simplu. Medieval mortar. Ăla, cred că e bun. No, ia, mere pe spar, zici? Mere pe spar powder. Și? Unde e? Etalul? Metalul? Metalul, mă. 20.000, 10.000 metal înseamnă. Ai de capul meu. Dar oare cât face? 20? Și uite, cred că și-a bătut joc de noi ăsta. Alea mici făceau mai repede. Da, alea fac repede, dar nu știu dacă face 20, nu cred că face mai repede decât alea mici. Dacă face numai una 20. Uite, uite, ia, hai să vezi. Ce mic e mortarul. Stai așa. Că dăm deodată drumul, nu stai așa, nu da drumul. Zim când e gata, zim când e gata acolo, uite-te acolo și zim când e gata. Dă-i așa, nu contează. Nu, da, nu, dă-i la 3, 2, 1, dă-i. Așa, deodată a pornit. Să vedem care face mai rapid. Nu face mai rapid. Nu, nu face mai rapid, ăsta face mai rapid. Nu, e forge măcar, aia contează, cu 3 spar powder în el. Face și arcul? Da, hai că face... Dar nu facem cu de la charcoal, mă, facem charcoal... Avem de asta lângă noi, mă. Lava. Da, da. Da, oricum, asta dar e un industrial vor de asta. Da. Baker, sau cum se numea aia? Baker? Nu știu cum se numește chestia aia. De făcea charcoal. Ia uite aici, vin o să vedem mortară. Ia. Aia, da. Și ia, ia. Asta face câte două, da. Aia e diferența. No, și de să fac un fabricator. Poți să iei sparcul din ăla, să mi-l pui în ăsta. Nu. No. Na, spark trebuie să pun. Ai pus tu? Nu. No. Mă, n-avem spark powder, mă. Dă că iau de un forge. Așa, deci am făcut, facem fabricatorul. Hai să facem chem bench-ul, mă. E mai bun, ăla normal, S plus-ul, cred că. Nu? Mă, dar n-am făcut gazolină deloc, mă. Ba, există, uite, există ceva și de la astea. Stai, uite, să fac de la astea, să vedem cum e. Ce? Un chem ăsta-i bench. Da? Ia. Dar ce-ți cere? No, nu, e scump. De unde îl vezi? Ah, nu l-am craftat. Ia, pune-l. Mamă, dar cât ies aici? Medieval. Cum ești pe OZN ăsta? La fel. Ăla e mai bună la normal, nu? Da. Dă-i demoliș la asta, dă-i demoliș. Dă-i tu. Stai să iau itemele. Change wood. Ui, ia, fii antenă că pot să-l schimb. Wood 4. Wood 3. A, poți să... Ia, l-am făcut portocaliu. Da, să-i dau pick-up și să-l aruncăm. Deci, astea nu ni le trebuie. Facem, o să facem în ăsta, trebuie să iau gazolina din ăsta. Uite așa. Și să o punem aici. Și ca să facem... Bă, ne trebuie, cred că, electronice. Mamă, deci... Metal avem, cristal avem, cement avem, polimer avem, spar powder avem, electronice n-avem. Nu există ceva fabricator mai bun. Nu există. Nu. Mamă, pe asta face greu. Serios, nu există ceva fabricator mai bun.
fabricator. Nu există radar fabricator dacă caut. Medieval ceva. Electronic. Nu, nu cred că există. Asta este, no, bun, ne punem să facem și revenim noi când facem electronice, să facem chembenciu și după ne punem păturete. Așa am revenit, m-am dus până sub apă să caut anglerfish de ăștia. Bă, dar și ce-am făcut? Eu am plecat sub apă, dar nu mi-am luat carne deloc. Dacă mă vede Viper nu, l-am murit. Da, să-i dau. Mă, torpor nu prea îi dau așa mult, poate să știi. Cu spirul ăsta. E de la normal. Da. Trebuie să te abradezi. A, da, bă! Dar pe ei nu avem narcotice. Narcotice. Ai talasaur. L-am făcut. Ia. Dar durează mult să-l faci. Bă, ăsta ce mâncă? Mâncă carne normală 5 bucăți și altceva? Carne de pește, bă, că nu mâncă. Păi și de unde fac eu carne normală acum? Uite, levelul maxim în animale cred că e 420. Da? Ce am care un animal? Am găsit tu? Uite, am găsit Ihti. Am găsit Ihti, pot să-l omor. Ca să îmi dea carne. Păi, da, cu toporul doar mai mult damage îl are. Da. Să-mi dea carne numai bine, pot să... Mamă, vin paraziții după mine. Aia ce electrocutează. N-am putut bai lemn. Ce-ți dă lemn? Da. Vă, dar nu numai n-ar trebui să-ți dea lemn. Trebuie să-mi dea teci mai mult. Da. Iau cu tot n-acopu când dă pe 1000 și-o. Nu-mi dă pe 400. Mori, mă. Mori, mă. Gata, am făcut rost de carne, dă să fugim. Trebuie să venim acum să-l căutăm. Faze că cred că se trezește rapid. Nu, tribe member de ăștia. Iar am găsit tribe member, mă. Aici rapizi și ăia. Sunt rapizi că-s de ăștia cu scuba pe ei. Și trebuie să dau un gamma 4. Mamă, dar nu văd nimica. Bă, s-a făcut ceață sub apă, mă, te dai seama? Mamă, și-am dat gamma 4 și acum văd mai rău. Undeva pe aici parcă era, nu? Bă, dar mă urmărește, ăla nu mă lasă, mă. Poate acum dacă l-am pierdut, trebuie să dau un gamma normal. Nu, nu văzut rechinul. Stai să văd, în ce parte îi? Anglerfish-ul. Aha, gata. Bă, ce fain e că acum că poți să pui punct, știi? Și vezi cât de departe e anglerfish-ul. Ai spus că avem și un bronto și au zis că trebuie să facă și el un bronto, neapărat. Nu, nu mă aduce un pick-up. Bine, că nu stai să văd dacă îl fac prima dată. Mamă, păi până-i scade la ăsta. M-aș duce după niște primit. De unde e primit? De afară. Mamă, cât de departe îs. Mă, stai că mă duc și după vin cuptera o până aici. Bun, merg să fac niște primit și revin la el după. S-a făcut și anglerfish-ul. Numai, știi ce? Suntem curioși. Mai ales shout, eu zic că putem. Să pun pick-up-ul pe el și să-i dau pick-up. O mers. Deci fii antenă. Dacă îl scot afară și moare... Nu, moare că respiră la el. Deci dacă îl scot afară și moare, te ieși de bine. Că sunt apă. Trebuie să dau hook de terra. Nu a murit. Nu a murit. Bun. Să n-apeste de două ori, că nu ți-a întâmplat. Aia e, că nu apăs de două ori. Stai să dau, să nu mai apare. Bun. Merem să facem un silica și revenim. Ți-am revenit și... am anglerfish-ul acum pe spate. Acum o să-l aruncăm. Și... n-a murit. Dar mere sus ca prostul, șauti. S-a dus în sus ca prostul. Trece silica. E rău sau e bine, șauti, trece silica pe hit. Dar ce-i pui la anglerfish? Damage? Dacă îi pui damage mai mult... Da. Nu, la fel, ea. Da. Da, pe ea oricum altă viață, că cu mâna cât silica îți dătea? 5. Nu, și acum... Acum îmi dă 300. Nu, așa cum cu cooking station de ăsta. Ce? Un cooking station de ăsta costă 1800 metan. Da, e scump. Ne facem asta, e sărat atunci.
A, bă, și cu asta putem să luăm și Black Pearl când o să facem take-ul. Până facem take-ul mai durează mult și bine, dar nu. Bă, Marian e aici. Bă, eu filmez, mă. Am revenit, am farmat și silicau. Ui, și au făcut o zene în bază. Hai să vedem ce au făcut Shouty în bază. Nu să aruncăm ăsta în apă. Așa. Hai să mă descalț. Și hai să vedem, 4000 silica am farmat Shouty. Mamă, da, ce... Bă, dar baza asta chiar că trebuie făcută mai mare. avem și chemtech. Aia că încă nu stăte mesele puse. Da, stai că să mărim baza. Dar nu contează, o să mărim noi după, o să primim niște fundații pe aici așa. Bun, am luat anglerfish-ul ăla acolo la bază. Am farmat și silica-ul. Față că avem silica, dar știți, uitați-vă aici cât de groaznic. Dăm pe electronic și dăm să craftăm 1000, știți? Să facem turete. Uitați-vă acolo. Cât de greu se face. Ai de capul meu. Trebuie să așteptăm mult și bine. Așa că cred că o să facem noi turetele off, adică nu cred, sigur o să facem noi turetele off camera. O să punem turetele și noi o să ne revedem atunci mâine cu un alt episod. Mâine o să facem alte animale, neapărat, și o să vrem să facem animale, o să încercăm să facem un Dodorexi, cred că, sau animale de-astea, tribe members, dar vedem noi. Așa că eu am fost Shadow, el a fost Mr. Shouty și noi ne vedem data viitoare, băieții, pa, pa.